A plecat, nu? Gata. A venit un coleg aici de mă filmează. Deci eu am familia asta care mi-a roit pe la rapiță. Și regina ei nu s-a împerecheat. I-am pus ramă de control și a tras bot și până la urmă i-am dat eu regina. Și acum să vedem dacă a primit-o. Au trecut 3, azi e a 4-a zi de când i-am dat regina. Băi, am pus la tine și am ridicat de caturi, nu? Ai pus să ridici și tu la mine. Nu pot, că sunt grele al tale. Mă văd, mă, cum merg acolo? Da. Așa, bă, tată, ia să vedem. Ia ridică, mă, te dă-mi e telefonul. Hai, mă, așa. Nu te filmez pe tine. Ia, ia. A? Are, domnule, are ceva. Bă, tot cam ca la tine, 10-15 kg, ești de acord? Cam atât, ai noi mai mult. Ia. Ia, la urmă și necuțeave. Adică un cad ăsta poate să aibă și 40 de kg. Dar ăsta ținut cu un cașiroit, are albină mai puțină. Uite, mă, tu ai mere căpăcite. De la salcâm 1, 2. Uite, mă, dă-i, n-are blițul aprins, ia stai așa. Unde-i blițul? Uite aici. Gata. Așa. Na, se vede că e plină? Da. Până jos, uite. Da. E, rama asta are 2,5 kg, dar sunt și care are mai puțin. Până la urmă ar trebui să mă uit, să mai fie pe aici vreo botcă, ceva, că nu mai știu ce a avut ăsta. Ăla nu se vede. Mai avut puiet pe aici, n-am mai avut. Uite și asta e plină. Până jos. Se vede. Lucești. Uite regina, bă, neîmperecheată. Ia uite-o. O vezi în centru? Da. Tu mi-a omorât regina mea, înseamnă. O vezi? Da, cum să... Ia uite, mă, bine că am scos ramă. Mi-a omorât regina a doua, tu știi că i-am dat odată? Și acum e a doua oară care i-am dat. Gata, mi-a omorât-o înseamnă. Ia să vedem. Dar putea să o aibă pe asta de la început? Stai, mă, așa, dar acolo e gratis haine, mă. Auzi? Putea să o aibă de la început? Bă, cred că am două ori. Ia vezi, mă, eu o bat aici. E la arvan aici. E la arvan? Da. Ia uite cum se vede în telefon. Extraordinar. Ia vezi, mă, aici. Am două regine în ăsta. Asta faci treabă cu el. E totul la arvar, uite. Bă, băiatul. Deci eu i-am dat regină și el avea. Bă, sunt apicultor tare, mai și filmez. Ai... Ia stai, mă, uite-o aceea. Ai de la marker? Am acum marker. Vino-n coace. Bă, ai văzut că era să nu mai scot drama. O lași de tot sau o baci? Era să nu mai scot și fii atent. Nu știu, ușor. Nu o băga de tot. Nu bag? Nu, așa într-o parte las. Păi și cum s-a perecheat asta, mă, care are grate haine, mă? O fi fost înainte împerecheată? Că altfel n-avea cum. Bă, numai la mine se întâmplă asta. Deci n-avea cum. Tu n-ai văzut-o atunci, la început, când ai zis că nu are, nu? Eu știu ce s-a întâmplat. Și sigur a avut-o? A avut-o împerecheată? Bagați la... Ok, am dat și pe ochi, nu mai vede unde e ouă. Bagă topul. Bă, e treaba bună că ouă. Păi și acum ce să fac? Să o las sus sau jos? Las-o așa. Mergi cu două regine, vezi dacă face producție. Mă, dacă e și aia jos. Păi eu am dat drumul eu cu mâna mea la una jos acolo. Extra. Nu știu, întâi trebuie să te uiți, nu? Stai în cușcă pe asta. Și te uiți dacă ai acum. Intră mamația. Asta faci un roișor imediat cu ea. Stai să nu iasă pe aici. Nu? A? Faci un roișor, imediat, dacă o ai și pe aia jos. Să fac roi? Păi, ia, hai să ne uităm jos. Băi, în urmă cu 3 zile am dat eu o regină aici jos. Bă, bine că are, până la urmă, nu? Păi da. Hai să vedem aici. Asta după la rapiță mi-a roit. Am avut un apicultor, cum să cade lângă mine, mi-a luat și roiul.
L-am văzut în ăla prins în suportul ăla și mi-a luat roiul. E miere. Asta e de acum miere. Deci ăsta a slăbit în albină, că dacă a roi de atâta timp... Lasă-o și pe aia, că nu are. Nu are nici ăsta. Yes. Uite regina pe partea asta. Serios? Da. Mă, v-ați mai văzut de-astea? Uite, are oat aici. E oat? Uite regina. Și ce să-i fac acum? Bă, două regine tinere. Și asta e tânără și aia. Nu bătrân. Treaba ta, faci un roi sau lași gratia. Hanema și lucrează amândouă. Nu vezi că sunt... Unde e, mă, că ați bulat ce-a făcut? Păi nu era pe partea asta? A fugit? Păi nu mai văd. Nu, bă, deci alții se chinuie să-i primească o regină, mie mi-a primit două. Unde e, mă, plecam, mă? E sprint, mai tânăr. A căzut, mă, pe jos? Nu, nu, nu. Păi am văzut-o când ai scos rama, am văzut-o. S-a părut, mă. Păi am filmat-o, aia aici, dovad. Uite-o, mă, uite-o. Vezi, are viteză. Ia stai tu acolo, mă, dacă tu vrei să stai. Ușurea. Și-o țiu și pe aia în cat, ce are? Mamă, nu să vezi că nu are nimic, dar trebuie, n-ai spațiu să pui caturi, două, trei. Păi când văd că se umple de albină, dau mai... două. Ia, mă, o oată aici. Eu o oată, că tu vezi mai bine. Da. Este, a? Da, da, da. Uite la arbar aici. Uite. Pe aici. Nu, 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 acolo e polen. Aici, mă, nu e la arbar aici? Că nu vezi nici tu mai rocami. Păi, eu mă uit în ăsta, dar nu este, e polen și miere. Pe partea aia se vedea ou. Bă, regina e împerecheată, i-am dat-o, păi da. Într-un roi i-am dat-o. Ai văzut că e și marcată. Uite, asta s-ar putea să fie toată oana. Nu, e bună de-a mea. Și acum, nu mă le las pe amândouă, mă, să fie sănătoasă. Să ouă și asta aici, ouă și aia acolo. Dacă le-a acceptat... Dar abia se face mai repede. Puie. Puietul. Uite, atâta puiet mai are. Restul s-a dus. E de mult ăsta, mă, are două săptămâni, dacă nu trei, așa se chinuie cu... De. O bagi la locul ei sau bagi acolo? Nu mă contează, să-și fac aici ce vrea. Regina asta spre jos, aia sus. Dacă peste un timp... Dacă peste un timp omoară vreuna din ele... Rămân scu. Una trebuie să rămână, nu? Da. Și așa slăbise rău un albină, să bage puiet aici. Bă, de-aia bătrână cu tânără mai găsești. Dar două tinere, mă, să fie acceptate, mă? Uite-o. Și asta ouă mai bine aici. Uh-huh. E la căldurică? Să nu zboare, că asta e iute. E. Ai ieșit? Nu văd. Acum a crepis. Uite-o, gata, am prins. S-a dus? A intrat, da. A intrat între ăla. Da, mă, baftă, mă, dă-mi zboară de mână câteva. Gata, mă, stai acolo, bași puiet sus. Deci l-ai rezolvat ca lumea. Cum mai scot de aici? Cum o mai scot mirea de aici? Lasă. Îmi bagă puiet. Faci roișuri. Cel mai șmecher am stăt cu două regine. E posibil că este, că l-au fi să scumirează sau cum să găsesc decât una. Uite cât a slăbit în albină de când e el în calul ăsta. Bun. Deci treaba e rezolvată cu... Ăștia doi eram cu probleme. Uite, mă, vezi cum am tras cu vorașele? Să aibă aer. Și mi-a zis neacălmuș că nu-i bine. A zis, Costine, nu le mai lăsa așa. Nu, mă, dacă neacălmuș a zis, facem așa. Le-am lăsat așa de două degete, ta. Zice că ele se ventilează cât trebuie pe ordine. Și a zis așa sau nu? A zis. Eu... Cu martori. Eu l-am ascult pe neacălmuș. Ia uite. Punem așa. Înțelegi?
Eu am zis, ai de acolo, nu ți-a la aer așa, a zis că las, că să aerisește-le pe ordine. Gata. Un băiat ascultător. Băi, hai să testez și eu unul bun, nu? Tot cu două regine? Nu mai, da. Iar, hai să vedem unul care a urcat în catul ăsta de jumate.